Nu dacă vă e teamă că vine o criză economică, plecând de la falimentele astea, de la bănci și așa mai departe. Eu criză nu am. Poate alții au. Aveți încredere, nu știu, în băncile noastre, în sistemul nostru bancar? Nu, nu, nici atât. De ce? Nici atât. Toată viața ne-a cutăvălit și te vălesc. Eu n-am încredere în bancă, tot banul la buzunar. Bun, a doua, să vă dau o explicație așa în mare. Cum ziceți dumneavoastră de bănci. Ăla a plecat cu bani și a rămas eu ca fraierul. A dat faliment. Pe cine mai? Exact ca Stoica la Cluj. Caritasul la Cluj. Ăștia sunt. Ăștia sunt la ora actuală. Credeți că o să vină vreo criză în România? Nu știu, o criză economică, o criză... Păi, o avem deja. E pe drumul cel bun, criza economică. Despre criză trebuie să răspundă, cum zic eu, cei mai mari, cei de sus. Da, bă, e teamă, nu știu, ar putea să vină, să nu vină, cum vedeți? Nu cred că o să vină. Nu cred, nu. Apropo de falimentul ăsta al băncilor, aveți încredere în băncile din România, în sistemul ăsta bancar? 5%. Da. Dacă ați avea economiile, ați ține în bancă sau la saltea? Mai sigur la saltea. De ce? Sunt multe păcăleli în țara asta. Multe și multe păcăleli. Prea 100%. La bănci. Și așa că preferați la saltea, să spun. Mai bine la saltea, chiar dacă... Cum e vorba, chiar dacă fură unul de al meu, unul străin? Cred că la noi, momentan, în țară, nu cred să fie așa ceva. Nu, vă... nu mă sperie deocamdată. De ce? Pentru că... Îmi gândesc că guvernații știu ce au de făcut. Nu cred că noi o să fim amestecați în aceste probleme... Într-o criză din asta economică. Această economică care este deja în Statele Unite ale Americii. Acolo sunt alte bănci care ele sunt, după ce am văzut la televizor, sunt 3-4 bănci care deja dau faliment. Deci nu cred că în România momentan va fi vreo bancă care se va confrunta cu aceleași probleme care este acolo. O criză economică. Dacă mă afectează în mod personal, mi-e teamă. Poate ține banii la bancă sau la saltea? La bancă. La bancă? La cec. La... Sau la cec undeva. În niciun caz la saltea? Nu. De ce? Nu. E mai bine la o bancă, mai îți dă o dobândă, mai îți dă... Un pic mai sigur. Da. Decât aici, dacă îl ținem acasă... Dacă zic acasă, cheltuie. Așa că ne-au o treabă, îi dă scos grămadă și după treaba. Cum credeți că o să se resimtă la noi criza asta? Nu prea mare, dar așa... Aveți încredere în bănci? Bănci, da, dar nu în toate. Ce se întâmplă dacă vine o criză economică? Cum ne afectează? Cum ne afectează? Ne afectează, în primul rând... Noi muncim țăranii ca proștii și ne bagă scumpiri la toate alea. Că am avut la bancă bani și în loc să-mi dea dobândă, mi-am luat din ei. Ce facem dacă vine vreo criză economică puternică la noi în România? Ne ținem salteaua. Mai luăm de acolo, de la saltea. Trecem și de criza asta, dacă vine, ne descurcăm sau e din ce în ce mai rău? Sperăm să da. Unde v-ați ține banii dacă ați avea niște economii? La bancă sau la saltea? Cred că la bancă. Cred că la bancă. Pentru că dacă îi ținem în casă, să cheltuiesc. Încredere în bănci n-am. De ce? Nu am credere. Că mai aveți încredere în bănci? Sau nu știu, dacă ați avea niște economii, le-ați ține în bancă sau la saltea? Cred că mai bine la saltea. Eu i-aș ține, dar m-a ferit Dumnezeu să nu i-am. Deci nu i-am, așa că nu îi țin nici la saltea. Ultimii 50 de lei am luat lui mama 3 mandarine și un castravete. Vreau să vă întreb dacă vă e teamă sau dacă ar putea să vină la noi o criză economică, nu știu, plecând oarecum de acolo sau... Domnule, criza am mai avut în 2008. Da. Destul de dificilă, dar până la urmă am mers înainte. Iar frică pentru ce au pățit americanii. Păi întotdeauna e un popor puternic. Dar vă întreb dacă ar putea să ajungă la noi o criză economică în România. La noi criză o avem de când lumea și pământul, nu? Ce să ne atingă pe noi de la aia? Nu suntem obișnuiți cu... Suntem, vai de mama noastră, de 33 de ani, uite că tot la vale ne ducem. Măi, aveți încredere în sistemul nostru bancar? Aveți încredere în băncile noastre? În bănci sunt nicio formă. De ce? Pentru că ei întotdeauna produc. Pentru ei întotdeauna. Profituri... Profitul puternic, aranjat... N-au probleme. Ăștia amărâții care sunt talpa de jos a țării, cum zicea de tot Tudor Arghezi.